Prima întrebare. Poate un om să fie mântuit printr-o falsă evanghelie? Nu. Nu? Nu, dar un om poate să fie mântuit printr-o prezentare succintă a evangheliei. Înțelegi? Să nu aibă absolut, să zic, toate evangheliile. Nu știi ce, toate elementele evangheliei detaliate și așa mai departe. Înțelegi ce vreau să zic? Că sunt oameni care au fost mântuiți în biserici în care se predică o evanghelie distorsionată. Dar când au fost ei mântuiți sau ceea ce Duhul Sfânt a aplicat vieților lor a fost un adevăr al evangheliei. Esența evangheliei. Dar dacă nu e esența evangheliei, nu poate să fie mântuit. Se leagă cumva de a doua întrebare. Adică le-am legat. De ce în biserici pe care tu le descrii ca fiind false se pocăiesc Pavel, mulți oameni? Pavel, adică? Da. Biserici baptiste, penticostale, adventiste, etc. sunt biserici false? Adică membrii lor sunt mântuiți? Deci, biserici care aderă și cred și practică doctrină falsă, da? După mărturisiri de credință false, nu sunt biserici adevărate pentru că lipsește Evanghelia, pentru că nu pot să aibă semnele unei biserici adevărate. Prin urmare, și asta nu va veni o surpriză pentru cei care ați mai urmărit anumite expuneri care le-am avut pe diverse culte, religii, biserici care sunt într-adevăr după mărturisirea de credință penticostale, adventiste, ortodoxe, catolice, etc., etc., sunt biserici prin definiție apostate. Da? Deci dacă iau mărturisirea de credință a cultului penticostal și o cred și o practic, mă aflu într-o biserică apostată. Dacă iau mărturisirea de credință a cultului baptist din România și o cred și o practic, sunt într-o biserică apostată. Acum, sunt biserici penticostale, baptiste și de alte nuanțe evanghelice care sunt inconsecvente cu ceea ce spun public că cred. Da? Și prin inconsecvența lor sunt mântuiți. Evită apostazie. Da? Acum, nu știu dacă eu aș vrea ca să fac parte dintr-o biserică a cărui singur atu este inconsecvența. Nu știu. Adică niște oameni care proclamă că cred un lucru și singurul lucru care îi salvează e faptul că nu pot să fie consecvenți cu ceea ce proclamă că cred. Da? Eu n-aș vrea să fac parte din acea biserică. Deci cam ăsta ar fi... Da, deci sunt, eu am auzit predicatori adventiști care au predicat Evanghelia mântuirii numai prin har și credință mult mai bine decât 100-200 de baptiști la un loc. La propriu am auzit lucrul ăsta, iar ei puneau sabatul, ții sabatul, pentru că asculți de cuvântul lui Dumnezeu. Este o dovadă de ascultare față de cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este diferit de a spune că sunt mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos, dar nu sunt mântuit dacă nu țin sabatul. Înțelegeți care e diferența? Deci unii spun, suntem mântuiți numai prin credință, numai prin Hristos de la început și până la capăt, dar un semn al ascultării sau un semn al mântuirii mele este că ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Iar eu înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să țin sabatul. Asta este cu totul altceva. Eu cred că un asemenea om este mântuit, să fie foarte clar. Și sunt adventiști care predică asta, sunt biserici adventiste în care se predică continuu asta pentru că asta cred păstorii lor. Dar sunt de asemenea biserici în care se spune foarte clar. Și eu am avut un coleg în universitate care mi-a spus frontal, în momentul în care a auzit de la mine că trebuie să ții sabatul fără de care nu ești mântuit, nu mai ești mântuit. Pentru că tu refuzi să ții sabatul. Aia este altă evanghelie, să fii foarte clar, da? Sau dacă ești într-o biserică penticostală unde ți se spune, domnule, dacă nu ai vorbirea în limbi, nu ai Duhul Sfânt, deci nu ești mântuit, ești într-o biserică apostată, este o altă evanghelie. Dacă el îți spune din potrivă că ești mântuit prin Domnul Iisus Hristos, tu ai Duhul Sfânt, dar trebuie să ai o experiență ulterioară ca să trăiești o altă viață de sfințenie, poate să fie o eroare, dar nu este o erezie, nu este altă evanghelie. Înțelegeți? Îs niște nuanțe care trebuie făcute. Dacă eu leg mântuirea de orice altceva decât de esența, de centrul evangheliei, sunt într-o biserică apostată, la propriu. Dacă toți oamenii de acolo cred lucrul ăsta. Spunea cineva, vorbea despre sfintele inconsecvențe, știi? Slavă Domnului pentru toate inconsecvențele care sunt toate. Alea inconsecvențe care împiedică pe oameni să devină apostați, da? Rămân credincioși, dar cu anumite erori. Da? Dar, bine, nu mai vorbim de adventiști sau de penticostali, ci de baptiști, care eu am auzit cu urechile mele de atâtea ori. De baptiști, în primul rând, am auzit cu urechile mele de atâtea ori. Pusă jertfa Domnului Iisus Hristos lângă botez. Nu ești botezat în apă, dacă Domnul să-i convingi pe ea să se boteze. Nu ești, te botezi în apă, nu ești mântuit. Ai alte evanghelii, să fii foarte clar.
Eu am primit Evanghelia să mântuiți pentru că sunt mântuit, fac o mărturisire publică a faptului că sunt mântuit în jertfa Domnului Iisus. Chiar atât de simplu. De ce trebuie să amestec lucrurile ca să fiu apostat? Și o precizare, Eduard. Faptul că lucrurile astea se spun cu foarte multă vehemență, cu foarte multă, nu știu, sunt foarte directe. Să nu cumva să creadă cineva că provoacă cumva vreo plăcere pentru mine și pentru fratele Andrei. Da? Eu am foarte mulți frați în Hristos care rătăcesc în asemenea biserici, am foarte mulți prieteni, am membri din familie. Pentru mine este o durere deosebită să văd oameni care își chinuie sufletele în biserici apostate sau care își chinuie sufletele în biserici nesănătoase. Nu îmi produce absolut nicio plăcere să spun despre o biserică sau despre un cult sau despre cei care aderă la o anumită doctrină că sunt apostați sau că duc pe oameni în rătăcire. Deloc. Absolut deloc. Dar este datoria mea înaintea lui Dumnezeu ca să predic și să propovăduiesc oamenilor tot planul lui Dumnezeu și să nu mă feresc de nimic. Punct. Atât. Și simplu motiv pentru care alții nu o fac, da? Mulți care văd lucrurile acestea, e că se tem mai mult de oameni decât se tem de Dumnezeu. Atât. Nu pentru că ei sunt mai sensibili sau mai iubitori sau așa mai departe. Da? Un medic iubitor e medicul care îți dă diagnosticul corect. Nu medicul care zice, măi, ai cancer, dar nu-i spunem la bietul om, știi, îi dăm o aspirină și îl trimitem acasă. Ăla nu e un medic iubitor, da? Predicatorul, pastorul, iubitor, nu e ăla care spune, da, tu ești într-o biserică apostată, da, ia două aspirine și culcă-te, da? Aia nu-i dragostea. Dragostea există doar acolo unde există adevăr, da? Deci nu este niciun fel de plăcere, niciun fel de satisfacție. Din contra, există o îndurerare, vorbesc în dreptul meu și cred că și fratele Andrei subscrie, există o îndurerare pentru aceste biserici, pentru acești oameni, da? Multă suferință, multe lacrimi vărsate pentru acești oameni. Eu am oameni care mi-s dragi, nu așa la teoretic, a fi undeva cineva care l-aș iubi cândva dacă l-aș întâlni, da? Oameni pentru care plâng și de care mă doare pentru că sunt din familia mea. Și rătăcesc în asemenea biserici, da? Ca tare, fac lucrul acesta să fiu credincios înaintea lui Dumnezeu și fac lucrul acesta pentru că iubesc pe oamenii ăștia și vreau ca să îi văd în biserici adevărate și în biserici sănătoase. Ce sfătuiți un credincios care ajunge să înțeleagă că este membru într-o adunare apostată, nefiind în apropiere o adunare adevărată? Să mute la Zalău. Nu, serios. De ce? Nu, pentru mine asta este o opțiune. Deci chiar a devenit o opțiune. Bine, eu m-am mutat de 4 ori până acum. Nu-i așa greu. Am învățat. Dacă aveți nevoie, când m-am mutat, ultima dată mi-a spus cineva, dacă ai nevoie de cutie banane, îți trimit eu. Ca să-ți pui bagajele, da? Uitați-vă, de exemplu, la primii, la puritanii care au fost într-un fel sămânța mișcării baptiste particulariste, da? Calviniste. Ăștia au plecat cu toată biserica, s-au mutat. S-au dus în Amsterdam, s-au dus în Olanda, au fugit după aceea în America. Sau n-au avut niciun fel de probleme să plece toți. Deci au înțeles atât de serios, au privit așa de serios părtășia comunității, pentru care noi nu mai dăm atât de mult, nu mai vedem atât de importantă, nu mai credem că este crucială pentru viața noastră spirituală, au văzut atât de serios că au zis, domnule, ne mutăm. Deci ne mutăm și plecăm într-o biserică sănătoasă. Cine te-ar auzi dacă ai spune, de ce te muți? Păi, pentru simplu fapt că acolo este o biserică sănătoasă. Hai bă, fii serios. Deci oricine te-ar privi cu scepticism, te-ar considera arogant, mândru, dar ce crezi tu că ești tu mai grozav decât alții? Ce ori avea ăia acolo? Și dacă vin acolo, văd toate lucrurile simple. Bă, dar crezi tu că te-ai dus cine știe unde? Știi? Nu, asta este o variantă. Asta este o variantă. Nu știu ce altă variantă este, frate, dacă ai altă variantă. Altă variantă ar fi... Participă la o plantare de biserică. Da, dacă Dumnezeu te cheamă într-o asemenea lucrare, atunci este o altă variantă. Varianta care nu este viabilă este stau la infinit într-o biserică, îmi chinui sufletul, îmi chinui familia, pentru că nu știu ce, nu zic că trebuie să pleci mâine, nu zic că toate lucrurile astea trebuie prin rugăciune, prin a sta înainte lui Dumnezeu, a primi călăuzirea lui, dar până la urmă, mădularele adevărate din trupul lui Hristos trebuie să facă parte într-un trup local. Da? Și cât timp nu faci parte într-o biserică locală, pentru simplu fapt că ți se pare dificil, costisitor sau altceva, cred că ești în neascultare. Eu v-aș da un exemplu. Dacă ar fi în orașul vostru doar o biserică
cu ghilimele, da? O biserică a martorilor lui Jehova. V-ați duce acolo pentru că e singura biserică? Bănuiesc că nu. Sau dacă ar fi de mormoni, bănuiesc că nu v-ați duce. Sau la ortodox, nu v-ați duce deloc, da? Eu am mers de câteva ori acum în Suedia, unde este un grup de credincioși care ar putea să ducă la biserica baptistă suedeză, la care și se întâlnesc de fapt, dar nu se duc. Ar putea să ducă la biserica pentecostală suedeză, biserica internațională suedeză. Au unde să se ducă. Ei nu sunt încă constituiți ca biserică, sunt un grup de credincioși și preferă și noi încurajăm mai degrabă să păstreze părtășia asta pe care au ei, care nu este încă o adunare, o biserică, să păstreze părtășia asta care este sănătoasă, în care se predică Evanghelia Cuvântului Dumnezeu, decât să se ducă la o biserică baptistă suedeză, care din punctul meu de vedere este o biserică baptistă apostată. Deci, e o variantă asta, e un grup ușor, îs puțini oameni mai degrabă să stea acolo, decât să ducă într-o biserică pur pentru simplu fapt că e numită biserică. Da? Sau este o instituție oficială recunoscută de stat. Nu mă interesează că e recunoscută de stat sau de oricine altcineva atâta timp cât e apostată. Și ea prind lumânări acolo la altar și fac tot felul de practici păgâne care n-au nicio treabă cu creștinismul, la propriu. Deci mai bine în grupul ăla decât așa. Dar într-adevăr, lucrul ăsta trebuie... Aș numi din nou, trebuie să fie un travaliu a părăsiunii de biserică. Dacă tu zici, ăștia care pleci așa, mi se pare ceva în neregulă cu sufletul tău, cu inima ta. Deci chiar mi se pare o problemă atunci. Chiar dacă ar fi numai biserici apostate acolo sau numai biserici rele. Da? Îi trebuie să cauți călăuzirea lui Dumnezeu. Dar să ai o biserică sănătoasă, aici e o altă problemă. Să ai o biserică sănătoasă în orașul tău. Și tu să spui, nu, dar eu aici m-am botezat, aici am crescut, eu aici am cântat la fanfară, la mandolină, aici nu pot să plec din... Iar n-ai înțeles nimica. Deci n-ai înțeles cât de importantă este Evanghelia la propriu. N-ai înțeles ce este o biserică. N-ai înțeles cât de importantă este o biserică sănătoasă. Să spui că este o biserică sănătoasă, nu mă duc la ea pentru simplu fapt că... Dar ce o să spun alții când mă duc la o biserică sănătoasă? La o biserică care cred eu că merge după cuvântul lui Dumnezeu. Ce ar fi de făcut într-o biserică în care singura formă de disciplinare e mustrarea și fratele care a păcătuit lipsește câteva duminici din biserică și apoi se întoarce la slujire ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat? Situația s-a repetat de mai multe ori. Deci cineva disciplinat, nu? Din câte înțeleg. Nu te confuz. Dă-mi puțin. E ambigu. Probabil că se va răspunde într-un fel la întrebarea asta, dar ce ar fi de făcut într-o biserică în care singura formă de disciplinare este mustrarea. Și fratele o evita cumva mustrarea, nu mai venit o perioadă și apoi a venit direct la slujire. Noi l-am mustrat, el n-a mai venit o perioadă și apoi a venit la slujire. Problema e ce s-a făcut în perioada asta. Deci primii care ar trebui mustrați sunt cei care ar fi trebuit să-l caute în timpul ăsta. Adică dacă noi te-am mustrat pe tine ca adunare sau un credincios sau doi credincioși l-am mustrat pe un frate și el duminica viitoare nu vine... Nu Mihai, nu eu. Luni dimineața sau duminică seara când noi ieșim la biserică, ei sună. Unde ești? Ce ai făcut? Nu, asta se întâmplă. Asta fac membrii adunării. Nu noi, asta fac membrii adunării. Asta fac ei, se ocupă de lucrul ăsta, da? Dacă el nu reacționează, să duc doi sau trei. Dacă nu reacționează, să punem fața adunării. Nu se ajunge la nu știu câte săptămâni sau luni. Nu trebuie să ajungă acolo. Acolo e o problemă cu toată adunarea care nu reacționează. E un trup bolnav care nu reacționează. La faptul că acolo există o problemă, nu? Da, e o problemă de... multiple probleme. Dar asta e un mod, deci fiecare recunoaște, cred că, tipul ăsta de manifestare sau de disciplină. El nu mai vine, o stat acasă puțin și după aia vine ca și cum n-ar fi nimica. Aia nu a fost disciplinare. Da, și pe lângă faptul că nu a fost disciplinare, cei care sunt responsabili pentru a veghea peste slujirea în adunare, promovează sau dau voie în slujire unui om care nu se arată ca și fiind potrivit pentru asta. Deci un om care nu vine două luni la biserică, da? Încălcând Scriptura care spune să nu părăsim adunarea asta la oaltă și așa mai departe, acum vine să ne predice. Dar nici nu înțeleg cum a putut să vină la slujire. Mă scuz, cum a venit la slujire? Era pe programare. Era pe calendar, cum? N-ai crescut, da, în Biserica Baptistă. Erai pe calendar și vii și te prezinti și slujești. Nu, deci ca să vii la slujire, nu poți vii așa în față, pur și simplu, nu? Este cum o rânduială acolo. Dacă nu este nicio rânduială, da, e ciudat. Deci fenomenul oamenilor care vin la biserică doar când sunt puși la amvon există în toate bisericile baptiste, aproximativ, da? Toți cunoașteți un asemenea caz, dacă stați bine să vă gândiți. Sau dacă ați fost vreodată într-un comitet baptist, întotdeauna apare un asemenea caz. Fratele care vine la biserică doar când e la amvon, în rest el e în misiune, el e bolnav, el e nu știu ce, el numai când are replicile dat din amvon, atunci e în biserică, da? Există peste tot, e un faliment al bisericii, un faliment al celor care trebuie să conducă biserica
Și e o simptomă a unei biserici cel puțin nesănătoase, poate e o simptomă a unui lucru mai grav. A trece la o altă evanghelie e tot una cu a cădea din har? Se poate să cazi din har pentru o perioadă? Cu siguranță, eu cred că la asta se referă Cartea Galateni. Deci poate să existe o perioadă în care dacă tu alternezi. Acum, dacă stăm să ne gândim bine, fiecare dintre noi, după ce am fost născuți din nou, poate am alternat Evanghelia adevărată cu Evanghelia falsă. De exemplu, vii la cina Domnului. Sau nu vii la cina Domnului pentru că spui săptămâna asta n-am avut performanțele pe care mi le-am dorit eu și nu-s vrednic să vin la cina Domnului. Ce ai făcut atunci? Ai pervertit la propriu esența Evangheliei, jertfa Domnului Iisus Hristos. Tu te duci tocmai pentru că ești nevrednic. Vrednic ești dacă recunoști că ești nevrednic și te duci cu pocăință. Și vii la cina Domnului cu pocăință. Și Doamne, nu-s vrednic și probabil că mi-ai dat săptămâna asta așa pentru că eu tind spre o falsă Evanghelie, tind să mă bazez pe performanțele mele, m-ai lăsat în starea asta, vin cu pocăință. Mi-a arătat din nou, depind numai de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ai alternat, ai susținut o altă evanghelie. Când ai susținut o altă evanghelie și psihic, emoțional, te-ai bazat, te-ai legat de lucrul ăsta, de performanțele tale, fie că au fost bune sau au fost rele, când s-a întâmplat lucrul ăsta și tu ai susținut o altă evanghelie, lucrul ăsta afectează viața ta. Deci lucrul ăsta are repercursiuni în viața ta, în relația ta cu Dumnezeu. Da? Și este o lipsă a harului sau a manifestării harului Dumnezeu în viața ta. Da, Dumnezeu pentru toți cei credincioși, credem noi care au perioade din astea, mai lungi sau mai scurte, nu pot eu să spun cât timp poți să susții o evanghelie greșită sau o altă evanghelie. Nu pot să spun lucrul ăsta, nu cred că Biblia îmi dă spațiu ca să filozofez pe chestiunea asta. Dar dacă se întâmplă asta și ești un credincios adevărat, noi îți vom scrie o epistolă și vă spune că ești anatema dacă nu te pocăiești. Și tu vei, fiindcă ești născut din nou, vei reacționa la epistola asta și te vei pocăi. Și te vei întoarce la adevărata evanghelie. Sau vei dovedi că de fapt n-ai fost niciodată, n-ai avut nicio treabă. Să spui, eu iubesc așa de mult Evanghelia asta bazată pe performanțele mele, că eu am crezut dintotdeauna Evanghelia asta. Eu nu știu ce ați predicat voi ața câțiva de zile, dar eu întotdeauna am crezut asta. A, tu întotdeauna ai fost apostat. De fapt, ne-ai demonstrat cine ești. Ai specificat că trebuie să fie epuizat ca Dumnezeu să-ți dea mântuire. Deci, faci ceva pentru mântuire sau nu? Nu, că El te epuizează, nu faci tu nimica. Nimeni nu spune, stau și mă epuizez acum, nu? Dă cu Dumnezeu cu tine de pământ până te epuizează, da? Te lasă să ajungi la porci, Dumnezeu, să nu te lasă nici porci să mănânci din troacă, permiteți-mi să folosesc pilda asta ca răspuns, te lasă Dumnezeu acolo, El te lasă, El orchestrează ca să rămâi acolo, până ajungi la disperare, El te cercetează, te luminează, te atrage și vii la Dumnezeu. Deci nu produci tu epuizarea într-un fel de proces din ăsta foarte prelungit de yoga creștin. Da? Ideea centrală în expunerea lui Andrei pe punctul ăla era că Evanghelia echilibrată, Evanghelia adevărată, da, scoate din teren orice alternativă. Tu zici, ok, mă pot mântui prin faptele mele. Nu. A, mă pot mântui prin biserică. Nu. A, mă pot mântui dacă preotul mă declară. Nu. Și la un moment dat se epuizează toate lucrurile astea și tu capitulezi înaintea lui Dumnezeu și zici, pe atunci e imposibil ca să mă mântuiesc. Exact. Și exact asta e ideea. Când tu nu predici Evanghelia adevărată și nu ești într-o biserică care să predică Evanghelia adevărată, ești substras exact de la instrumentele Evangheliei care te epuizează și îți epuizează toate opțiunile. Când ești într-o biserică unde să predică o altă Evanghelie, da, este o opțiune și o iei pe aia. De ce ca să capitulez înaintea lui Dumnezeu zicând eu nu pot face nimic, că ce se va întâmpla cu mine, că sunt neputincios, ies într-o biserică care zice, ok, uite, asta e varianta. Varianta e că poți fi mântuit și așa. Și atunci tu vei, sau acea persoană va accepta acea variantă. Pentru o biserică să fie adevărată și pentru ca oamenii să fie mântuiți, toate acele variante trebuie epuizate. Și noi predicăm despre acele variante, doar că arătăm că ele sunt false. Și epuizăm pentru oameni acele variante. Da? El vine la biserică, aude Evanghelia adevărată și aude toate aberațiile și ele negate. Și omul zice, aia nu. Păi atunci, ce pot eu să fac? Nimic? Exact. Nu poți face tu nimic. Asta te pune în genunchi înaintea lui Dumnezeu și te epuizează. Și este în felul acesta că Duhul Sfânt lucrează în inima celui care ascultă Evanghelia. Că e momentul în care spui, eu nu pot să fac nimic. Doamne, dacă tu nu faci ceva, îți pierdut. Aia e o sămânță a credinței, nu? Când tu crezi că nu poți să faci nimica și crezi că Dumnezeu poate să facă totul. Și asta s-a născut dintr-o epuizare la care ai ajuns.
E foarte greu să zic, am o sumedenie de variante. Dar am stat eu așa și am zis, bă, ia o variantă lui Dumnezeu. E mai bine să mergi pe cei sigur. Dar știu că nu există așa ceva. Dar acolo nu se naște credința așa. Nu e modul lui Dumnezeu de lucru. Aș ruga pe cineva să citească Romani 11 cu 32. Dar o Biblie. Romani 11 cu 32. Și întrebarea? După ce citim textul. Da. Fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii în neascultare ca să aibă îndurare de toți. Și întrebarea, cum se explică acest text legat de mântuirea tuturor? Simplu. Prin context, versetul 25. Fraților, pentru că, ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel, e prima categorie despre care vorbește, a căzut într-o împetrie care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. A doua categorie. Atunci tot Israelul, prima categorie, va fi mântuit. Da? Și vorbește despre legământul pe care l-a făcut Dumnezeu cu ei. Versetul 30. După cum voi, neamurile, odinioară n-ați ascultat de Dumnezeu și după cum prin neascultarea lor... prin ascultarea lor a evreilor ați căpătat îndurarea. Acum tot așa ei, evreii, acum n-au ascultat pentru că prin îndurarea arătată vouă neamurilor să capete și ei evreii îndurare, fiindcă Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare și evrei și neamuri ca să aibă îndurare de toți, și de evrei și de neamuri. Se vorbește despre categorii de oameni aici, nu se vorbește despre indivizi particular. Contextul a lămurit din punctul meu de vedere totul, dacă e de la bun început, ce spune pasajul. Da? Amin. Dacă te-ai depărtat de Evanghelie și fiind mântuit inițial și ești anatema, cum poți să te mai întorci la Evanghelia adevărată? Ai folosit termenul întoarcere la Evanghelia adevărată. Da, pentru că pot, bine, are de-a face cu ceva ce am mai spus deja la răspunsurile astea, pot să existe perioade de rătăcire. Eu nu cred că cineva care se află sub o perioadă de rătăcire e anatema. Că cam asta ar sugera întrebarea. Nu, nu cred, dar cred că se află sub disciplina lui Dumnezeu. Deci intre sub disciplina lui Dumnezeu cineva care schimbă sau trece rapid pentru o perioadă de timp sau cochetează cu alte evanghelie, intre sub disciplina lui Dumnezeu. Fie intre sub disciplina formativă care e în biserică, se predică evanghelia adevărată, el e confruntat, se pocăiește și zice, domnule, am tins spre altceva, am cochetat cu altceva. Fie Dumnezeu, nu am altă expresie acum să folosești alta, s-a obosit, nu pot să gândesc alta, dă cu el de pământ și el o să revină la Evanghelia adevărată. Deci o să-l lase Dumnezeu și o să dea cu capul de pereți și o să se întoarcă la Evanghelia adevărată dacă e născut din nou. Dar în perioada asta eu nu cred că el e anatema. Deci nu cred că este anatema. El este al lui Hristos, el este născut din nou, dar are o perioadă de rătăcire și de cădere. Da, și da? La fel cum există o afirmare superficială a Evangheliei adevărate de fals convertiți, da? Vine cineva într-o biserică, ascultă o Evanghelie adevărată și zice și eu cred asta, da? Și, cum zicea Andrei, din punct de vedere de fenomenul care îl putem observa, zici, mă, omul zice că crede, da? Trece un pic de timp și la proba contrare ne dăm seama că omul poate nici n-a înțeles, nici, de fapt el nu crede, da? Nu e un credincios adevărat, nu există o credință real, o credință activă, o credință lucrată de Duhul Sfânt, o naștere din nou. A fost doar o chestie superficială. De asemenea, un credincios adevărat, care în măduva oaselor lui a fost născut din nou de Duhul Sfânt, la un moment dat, la nivel intelectual și superficial, poate cocheta cu o falsă evanghelie și de multe ori am discuții cu oameni care vin și argumentează. Ei argumentează, de exemplu, împotriva calvinismului și fac niște argumente care sună a nega Evanghelia. Și dacă i-aș crede la ceea ce spun, ar trebui ca să zic, domnule, tu ești anatema, tu nu ești mântuit. Deci vin și pun niște întrebări foarte precise. Da? Mâine te întâlnești cu Dumnezeu și te întreabă de ce ar trebui ca să te primesc în împărăția mea. Îi vei spune, pentru că eu am ales? Doamne ferește, o să-i spun pentru că e harul lui, pentru că el m-a iubit. Și nici măcar uită ca să mai zică ceva, că eu am ridicat o mână, că eu am așa, da? Și să trădează că el, de fapt, nu crede toată doctrina aia care încearcă să mă explice. Da? Deci în adâncul lui, convingerea aia lucrată de Duhul Sfânt, aia autentică, este adevărată. Doar la nivel intelectual există confuzie, există o subscripție la anumite evanghelii false la nivel superficial, la fel cum în falși convertiți există o aderare superficială și falsă către adevărata evanghelie. Deci trebuie să avem grijă la aceste lucruri. Da, nu este naiv când credem că ar fi greu să adere la altă evanghelie. Pavel scrie
epistole oamenilor credincioși, nu? Galateni scrie la credincioși, vorbește toată cartea despre Evanghelie. Romani e o prezentare sistematică a Evangheliei. Efeseni 1 și 2, o prezentare a Evangheliei, a efectelor ei în viața noastră, nu? Filipeni capitolul 3, neprihănirea primită prin credință. Și alte locuri din Biblie unde se vorbește extins despre Evanghelie. De ce le scrie unor mântuiți despre Evanghelie? Despre mântuirea adevărată. Pentru că există o tendință noi spre a ne duce spre alte Evanghelie. De fiecare dată când ai o perioadă de trăire în păcat, o perioadă de rătăcire, acolo este un scurtcircuit în ce privește relația ta cu Evanghelia. Tu ai o problemă cu Evanghelia. Pavel leagă Evanghelia în Corinteni până și de dărnicie. Deci dacă ai înțeles că Hristos s-a făcut sărac și a dat și voi, fiindcă ați înțeles lucrul ăsta, ați început să dați. Trăirea noastră în păcat arată că avem înțelegere greșită a Evangheliei. Toți înțelegem câteodată greșit Evanghelia. Toți avem perioade când mintea noastră lucrează greșit cu Evanghelia sau în practică arătăm că ducem greșit implicațiile Evangheliei sau nu înțelegem Evanghelia. E presupoziția că ar fi cineva undeva care ar putea pentru o perioadă să renunțe la Evanghelie și să adopte altă Evanghelie. Oare ce s-ar întâmpla cu persoana aia? Nu, noi suntem aia. De foarte multe ori. Da? Despre noi vorbim, nu? Da. Despre noi vorbim. Perioadele noastre de trăire în păcat vin dintr-o neînțelegere a Evangheliei. Evanghelia este medicamentul pentru o trăire sfântă. Când nu trăiești sfânt și trăiești în păcat, ai probleme cu Evanghelia. Trebuie să revii la Evanghelia Domnului Iisus. Nu să-ți predicăm altceva. Amin. Și o ultima întrebare. Cred Evanghelia, dar nu cred în predestinare. Sunt mântuit? Depinde ce nu crezi din predestinare. Trebuie să crezi în predestinare, că e în Biblie. Nu văd de ce scrie acolo. Nu crezi în versiunea mea de predestinare, aia e altceva. Dar crezi în predestinare. În el am fost aleși înainte din temerea lumii. N-ai cum să spui că nu scrie acolo și nu crezi aia. Crezi numai că o interpretezi diferit de mine. Deci crezi în predestinare. Deci ești mântuit. Da? Sau cel puțin crezi că Domnul Iisus a fost ales, predestinat ca să fie mântuitorul nostru, jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, nu? Crezi că Dumnezeu a predestinat metoda asta mântuirii? Ar fi culmea să nu crezi asta. Că Dumnezeu a hotărât lucrurile astea și l-a făcut așa. S-a întâmplat. Da, deci crezi în predestinare, nu? Cred că Spurgeon la un moment dat zicea că de oamenii care nu înțeleg doctrinile Harului, care nu înțeleg predestinarea și nu aderă la ea pentru că nu o înțeleg, nu are dubii despre mântuirea lor cât timp cred Evanghelia. Dar, de oamenii care o înțeleg, da? Care o înțeleg, care s-au confruntat cu lucrurile acestea și o urăsc, Spurgeon zice că are mari dubii despre mântuirea lui și eu aș adera la punctul de vedere. Nu m-aș declara, domnule, tu zici că urăști predestinarea, pentru că există un travaliu, un proces, dar dacă tu ai înțeles, da? Dacă ți s-au demontat și la nivel intelectual și până la urmă și la nivel așa mai profund, ai înțeles întreg planul lui Dumnezeu și tu lupți împotriva acestor adevăruri, asta vine din fire, asta vine din lucrarea satanei, asta nu vine din Dumnezeu, să fie foarte clar. Deci n-ar vrea să ne tot ferim. Adică tu ai înțeles cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el, dar îl detești așa de mult încât lupți împotriva lui în mod continuu. Eu am dubii că ești din Dumnezeu. Eu am dubii că ești din Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în cei născuți din nou, ne conduce în tot adevărul, da? Ne face să înțelegem legea lui Dumnezeu. Ne convinge de cuvântul lui Dumnezeu, de adevărul lui Dumnezeu. Înțeleg că există un proces de maturizare și înțeleg că nu toți oamenii vor fi în același loc. De aceea, de exemplu, și pentru membralitate, să zicem, în biserica noastră, nu trebuie ca să ader la tot ceea ce înseamnă doctrina reformată. Da? Trebuie ca să fii un om născut din nou și trebuie ca să intri în biserică înțelegând că sub această doctrină, sub această învățătură vei sta, vei fi responsabil, vei fi cârmuit sub ea, vei fi disciplinat sub ea și așa mai departe. Și restul avem o viață întreagă să le lămurim și să creștem împreună în înțelegerea lor, pentru că până la urmă sunt lucruri care depășesc înțelegerea umană. Ele trebuie crezute, da? Dar dacă tu le-ai înțeles și devine scopul vieții tale să lupți împotriva cuvântului lui Dumnezeu, am dubii, da? Am dubii. Eu cred că, și asta e încheierea, cred că este o ruptură fericită între practică și teorie, da? Dacă tata pe vremea când nu credea în predestinare striga noaptea la Dumnezeu ca să ne mântuiască, el și-l întreba, tu crezi că Dumnezeu a ales numai pe unii să fie mântuiți? Nici vorbă de așa ceva, da?
practic el nega ce spunea în teorie. Nu știu dacă asta e realitatea, dar dau un exemplu, dar mă gândesc că asta o fi fost. Practic el nega ce crea în teorie. Dumnezeu ne-a dat har 18 ani de zile, mai mult decât o dat la cei mai mulți oameni de pe planeta asta har. Totul depinde de voința mea. De ce cer lui Dumnezeu să intervină în viața mea? Ce să fac în plus? Ce să fac? Dumnezeu nu poate încălca voința mea. Asta e convingerea oamenilor, da? Nu poate încălca Dumnezeu voința mea. Dumnezeu poate interveni decât dacă el răspunde. Ce să facă Dumnezeu? Dumnezeu 18 ani mi-a dat Evanghelia. Am fost la biserică, am crescut într-o familie de credincioși. Când el spune: Doamne, te rog, mântuiește-l. Nu te mai ruga degeaba. Deci ai putea să dormi liniștit? Nu pot să-l mântuiesc, că el nu vrea. El știe Evanghelia, nu vrea. N-am ce să fac altceva. Tu înțelegi? Nu am ce să fac. Nu, el practic, el crede în predestinare, practic, când e pe genunchi și se roagă lui Dumnezeu să aibă o intervenție miraculoasă în viața mea. Nu dă 2 lei pe voința mea liberă de prunc de 18 ani sau de 16 ani, 2 lei nu dă pe ea și cere lui Dumnezeu să dea cu mine de pământ și să mă mântuiască. Crede el atunci în voința liberă și în faptul că ea e factor decisiv în mântuire? Nici vorbă. Nici vorbă. Și cei mai agresivi, unii dintre cei mai agresivi oameni împotriva doctrinei predestinării în teorie, când îi auzi în rugăciune, îți niște lei care neagă voința liberă și afirmă suveranitatea lui Dumnezeu, de n-ai văzut așa ceva. Da, ceea ce e bine. Eu mă bucur de lucrul ăsta. Dacă nu ar fi așa, atunci ar fi o problemă. Deci atunci chiar ar fi o problemă.